Bine v-am regăsit la podcastul de astăzi, Generația Legion. Ar fi trebuit să se uite cam toți candidații acum vreo 2-3 luni să învețe să comunice eficient și dacă se poate din prima. Însă probabil că se poate aștepta o investiție pe următorii 4 ani de zile ca lucrurile să funcționeze din ce în ce mai bine. Alături de mine este Valeria Jalenco. Valeria, bine ai venit în podcast. Mulțumesc pentru invitație. Noi îți mulțumim că ai venit din București până în Ploiești cu tot soiul de, cum să spun, că un program foarte dificil pentru tine. Am avut ceva emoții că nu vei ajunge. Ok. La început de podcast, rogu-te să îți faci o scurtă prezentare ca cei care ne urmăresc chiar acum pe Observatorul Prahovean să știe despre cine e vorba. Da, repet că sunt încântată să mă aflu aici. Mă numesc Valeria Jalenco, sunt consilier în comunicare și relații publice. Sunt fondatarea proiectului Visions of Joy și membru al Asociației de Mentorat și Coaching din România. Și astăzi mă bucur mult să vorbim despre comunicare eficientă și despre empatia cu care ar trebui să tratăm oamenii din viața de zi cu zi. Hai să începem cu empatia. Și vreau să-mi spui când ai început tu să empatizezi prima dată și când ți-ai dat seama că empatia e importantă în comunicare. Cred că de la o vârstă destul de fragedă. Eram pasionată de psihologie de la o vârstă de 14 ani, când am primit un diagnostic mai puțin pozitiv, am aflat că am scolioză. Și pentru un copil care în momentul ăla nu avea nicio responsabilitate, a fost o, să zic așa, o traumă. Și am început să lucrez cu mine și să mă tratez pe mine, în primul rând, cu empatie. Am realizat cât de important este să ai o atitudine pozitivă față de niște situații cu care nu vrei să te conformezi. Și în momentul ăla am început să tratez și oamenii cu empatie. Am început să colaborez cu mai mulți traineri de înot care se ocupau de copii cu scolioză și tot ce e legat de probleme de sănătate. Și am găsit puterea în mine să vorbesc deschis despre problemele pe care le-am avut, anume tot de la problema asta, de la scolioză. Să te înțelegi pe tine mai bine, să te descoperi, exact. Să te accepti cu bune și cu rele, după care să îi ajuți și pe ceilalți. Să facă același lucru. De ce să-i ajuți pe alții? Pentru că comunicarea, în general, este un schimb de idei și de energie. Și în momentul în care eu îi ajutam pe ei, mă încărcam și eu cu energie pozitivă și problema parcă dispărea. În momentul în care eu nu te focusez pe problemă, ci găsești o modalitate de a găsi mai multe soluții, de a vedea și partea bună a situației și de a găsi o perspectivă pozitivă în orice eveniment în viața ta. Mă gândeam că ar trebui să dăm volumul mai tare și pentru mine și pentru tine, ca cei de acasă chiar să ne audă până la capăt, să nu facem doar zgomot, ci să fie cu adevărat vorba de două voci puternice. Cât de important este tonul pe care îl alegem pentru a transmite un mesaj? Este foarte important și da, există cursuri de public speaking care te ajută să-ți găsești tonul. Pentru că asta e de tool ai, dar nu l-ai, trebuie să-l descoperi. Și așa am făcut și eu în cadrul mai multor cursuri de public speaking, în cadrul cărora n-am învățat să aplici niște tehnici, da? Înainte de un discurs, să faci niște exerciții care, în primul rând, îți permit să deschizi gura mai bine, să pronunți cuvintele așa cum trebuie. Tu făceai treaba asta înainte de a intra în podcast. Hai să intrăm rapid pe telefon. Da? Și mi-ai zis, nu știu, mi-ai zis o poveste, că doamne, trebuie să citesc un text sau un titlu de 5 ori ca să-mi găsesc ce? Tonul, trebuie să-mi găsesc tonul. Te rog, ajută-mă, spune-mi cum se face asta. Am intrat pe orice site, văd o știre. Da? Acum așa. E la zi știrea cu consultările de la Palatul Cotroceni. Așa. Da? Toată lumea știe că oamenii ăștia stau acum în negocieri. Toți așteaptă rezultatul. Nu chiar toți, dar hai, fie. Okay. Poți să vorbești tare, deci în rest tu poți să vorbești tare, dar hai să alegem un ton potrivit pentru un moment cu publicul. Pentru un moment cu publicul? Da. Deci cei care ne urmăresc acum să ia niște notițe pentru că merită. Da, să zicem că aveți un enunț și parcă vi se pare că vorbiți prea încet. Imaginați-vă că după fiecare cuvânt e un punct și trebuie să punctezi ceva. Da? Am o știre aici, da? Consultările de la Palatul Cotroceni au început la ora 11. Consultările de la Palatul Cotroceni au început la ora 11. Consultările de la Palatul Cotroceni au început de la ora 11.
Da? Deci avem, deci după primul enunț în care am punctat ceva, parcă găsești deja cuvântul pe care trebuie să pui accent și informația pe care o transmiți este mai ușor de înțeles. E vorba doar despre a citi acel text într-un anume fel sau e vorba și despre a înțelege textul pe care îl comunici? Este și despre a-l înțelege, pentru că nu există această repetiție de 4-5 ori, tu îl înțelegi și deja știi care e cuvântul cheie în enunțul respectiv. Crezi că oamenii care sunt la putere și care își scriu de obicei un discurs sau poate au vreo persoană care le scrie discursul respectiv, crezi că stau să asimileze informația pe care o au de transmis sau de multe ori sunt niște roboței, văd textul, citesc, pa la revedere? Aici intervine o problemă, criza de timp, și chiar dacă și-ar propune să citească discursul ăla, cel mai probabil nu are timp. De-aia are nevoie de niște repere și de-aia în cadrul webinarului Arta Conversației, despre care cel mai probabil o să vorbim un pic mai târziu, vă prezint cele 7 reguli. În momentul unui discurs sau unei comunicări, trebuie să fim foarte conciși. Problema numărul 1 în România este că discursurile sunt foarte lungi, nu spui esențialul și oamenii au nevoie de esențiale. Din acelea speech de 2 pagini poți să scoți, să sintetizezi ceva, nu știu, 3 enunțuri pe care să le dai mai departe. Și în momentul și persoana pe care vorbește o să înțeleagă despre ce vorbește. Adică să vorbești simplu, scurt, la obiect și probabil și pe un ton cât se poate de prietenos. Da, pentru că e mult mai simplu să transmiți o informație când o înțelegi. Dar de obicei oamenii nu prea au succes atunci când citesc ceva. Și la școală suntem învățați, dacă ne uităm așa pe hârtie ce mai e, parcă nu intri în esența textului. În momentul în care tu chiar știi despre ce vorbești, poți fi și concis și mai clar și dacă primești întrebări, cu siguranță nu vei avea emoții sau probleme după de a da un răspuns. Știi că așa se formează un analfabet funcțional. Un om care are capacitatea de a citi, dar în timp ce acest om citește textul, nu-l înțelege. Trece prin el așa, ok, l-am citit, la revedere, pa. În vreme ce omul care cu adevărat înțelege textul se oprește asupra informației, exact cum făceai tu un pic mai devreme. Ești atentă la ce se întâmplă în mediul politic? Nu știu, de fapt nu neapărat în mediul politic. Îți plac discursurile pe care le are președintele României? Nu aș vrea să mă pronunț. E o chestie personală. Îți place președintele? Îți place cum comunică cu tine? Anul ăsta, în pandemie, cred că a avut oportunitatea să exerseze mult mai bine și a reușit. Poate de la început era mai greu, dar în momentul de față cred că se descurcă mult mai bine. Deci pandemia pentru mine, dacă stau să fac o analiză, a fost momentul în care eu am văzut succese, adică așa, în partea guvernului în mare, în toată zona asta de comunicare. Fiindcă factorul cheie în guvernare de obicei este felul în care cei de la guvernare vorbesc și dau informația mai departe. Trebuie să fii în contact cu cetățenii, să iei legătura cu ei. Și comunicatele de presă, text, nu știu dacă au acel nivel de empatie, dacă tot vorbim de empatie, nu prea poți să transmiți empatia prin text. Și prin discursurile astea politice, în momentul în care vorbești de o situație cum ar fi criza sanitară acum, era important să ieși și să vorbești despre problemă. Ceea ce a făcut președintele foarte mult, deci a fost destul de vizibil. Asta aș vrea să punctez, că factorul cheie în empatie este să arăți că-ți pasă, că știi care e problema și că există o soluție oarecare și trebuie să avem un pic de răbdare ca să ieșim. Pentru că e o criză sanitară la nivel mondial, nu doar în România. Și nu cred că România e singura care are secțiile de la ATI pline. Hai să mergem către proiectul tău din online. Pentru că e mult de săpat și în discuția asta. Ai un site în toate regulile, că nu e o joacă, nu e ca și cum aveam un... E copilul tău? E copilul meu. Când s-a născut copilul tău? S-a conturat ideea de a avea un copil în luna iulie. Așa? Oh, deci cât de rapid v-ați pus bun. În 3 săptămâni l-am născut. Da, așa se întâmplă. Mediul online, orice idee, orice copil pe care l-ai în mediul online, se poate naște și peste noapte. Da. Da? Cum se numește? Visions of Joy. Visions of Joy, adică sunt mai multe viziuni pentru bucurie. Pentru bucurie. Așa, și care e punctul de start? Cum ai planificat această creație? A plecat de la susținerea dizertației anul ăsta. Aveam un profesor foarte bun de
strategii politice, Radu Magdin, un om extraordinar, care mi-a zis în momentul în care eu îi prezentam disertația, erau ultimele pagini și ultimele verificări, că el a devenit un analist politic pentru că s-a auto-intitulat. Și făceam eu așa mișto, dar dacă mă intitulez eu, nu știu, consilier de comunicare, că mă pricep. Și am zis, păi de ce nu? Și mi s-a conturat cumva toată ideea asta de a ajuta oamenii prin intermediul comunicării. A venit mai mult din partea solicitărilor prietenilor mei și în toate zonele profesionale în care am activat. Pentru că am fost și în zona de back office și în corporații. Și unde eram eu, era multă caterincă și multă empatie și bucurie. Deci pentru toți antreprenorii, lăsați angajații să se distreze, să se simtă bine la locul de muncă. Da, eu reușeam să fac lucrul ăsta. Productivitatea creștea, deși era gen, aveam pauze și tot felul de motive să facem caterincă, productivitatea creștea și eu am realizat în momentul ăla că în orice departament eram eu, deci lumea înflorea, era mult mai bine și am zis, ok, cred că totuși e un impact. Și ca cifre? Ca cifre... Știi cum mergem, ne distrăm, dar pe urmă la final zice șeful cel mare, bă, da, n-ați mai vândut nimic, n-ați mai răspuns la telefoane sau uite, i-a spăcălit pe ăștia că chiar e pe bune, dar de fapt n-am mai livrat. De KPI putem vorbi despre prima mea experiență de la 19 ani. A fost destul de activă, așa, și am avut curaj să mă angajez, deși aveam două facultăți la zi în momentul ăla. Chipea era așa, dacă era targetul să facem 100, făceam 121, ceva genul ăsta. Adică eram peste targetul lunar. Ne-am plictisit foarte repede toată activitatea asta și am zis că trebuie să mai caut altceva. Păi cum, adică n-aveai un bonus peste un target? Mă gândesc că în felul ăsta te stimula. Nu făceam vânzări, era back office-ul unei bănci și n-am. Păi ce făceați ceva? Nu știu, clienți noi, credite. Trebuia să fie ceva. Eu nu aveam beneficii, că eram pe poziție de junior și... Poate asta era motivul de ce am plecat. Nu m-am regăsit neapărat. Ți-ai dat răspunsul. Ți-ai dat singurul răspuns. Da. Făceai prea mult pentru fișa postului pe care o aveai. Da. Tu ești foarte prezent în mediul online și când spun asta mă gândesc inclusiv la sesiunile pe care tu le faci, probabil și unul la unul, dar și cu mai mulți oameni în același timp. Sesiuni care sunt de comunicare, de dezvoltare personală. Te rog, completează-mă. Despre arta conversației. Și aș vrea să specific de ce am pus denumirea respectivă. Deci, pentru că e o artă, într-adevăr, să știi să orientezi conversația pozitiv. Nu toți știu să o facă, din păcate, că nu suntem învățați. Oamenii prea des intră în zona asta de judecată și parcă se complică. Încearcă să se focalizeze pe lucruri inutile în momentul în care comunică cu cineva. Poate încearcă să-și asume răspunsul. În loc să realizeze că orice comunicare este bilaterală, există emițător și receptor. Și există acel tărâm sau, nu știu, spațiu în care tu pui în față schimb de idei. Deci e un schimb de idei și în momentul în care tu înțelegi că orice interacțiune poate fi benefică pentru tine, încerci să tratezi lucrurile altfel și orice conversație cumva natural devine orientată pozitiv. Dacă vezi că ceva nu merge, foarte simplu să întrebi. Eu, în primul curs, în prima sesiune a webinarului, am vorbit despre cele 7 reguli. Dacă vreți să ți le număr, că eu sunt de rost ca tatăl nostru pentru mine. Hai să vedem tatăl nostru ăsta, cum sună. Să fie, în primul rând, comunicare securizată, ce numesc eu. Să nu există manipulare sau să vezi tu că este o persoană destul de emoțională și poți ușor să o convinzi să facă lucrul ăsta. Prima greșeală, să consider că este o persoană slabă și poți să profiți de vulnerabilitatea ei. Doi este să nu uiți că este bilaterală, dacă este un schimb de idei și comunicare nu este momentul așteptării unui drept de replică. Nu, este o conversație în care tu faci schimb de idei. O altă chestie este orientarea pozitivă despre care tot vorbesc. Empatia cu care trebuie să tratezi interlocutorul și, după mine, ce mai important este să există o concordanță între mimică și gestică în momentul în care vorbești, că te ajută. Bine, când vorbim de comunicare unul la unul. Asta dacă nu cumva ceea ce eu scot pe gurițe e total diferit față de ceea ce eu cred. Da, și atunci
ce se întâmplă, nu poți să eviți ambiguitatea, este ultima regulă. Corpul la care te trădează, nu? Adică faci ce nu trebuie. Ambiguității, deci asta este cheia. Mm-hmm. Să încerci în orice discurs să folosești cuvinte cât mai simple, uzuale, să fii atent la cuvintele care pot fi înțelese greșit. Da? Eu de obicei evit ambiguitățile sau dacă totuși se întâmplă să fac lucrul ăsta, mai specific ceva și explic. Te rog, Valeria, dă-mi exemplu de cuvânt, de expresie, de idee care ar putea să fie total greșit înțeleasă. Total greșit înțeleasă? Stai să mă gândesc. Uite că tu folosești o tehnică foarte drăguță de a folosi anumite cuvinte din comunicarea mea pentru a fi mult mai ușor să atragi publicul. Nu neapărat vine natural. Mm-hmm. Adică sunt, ca să nu ne abatem de la subiect, există cărți care te învață de unde se face lucrul ăsta, dar sunt niște reguli pe care tu le înveți. Ce încerc eu să fac în cadrul webinariilor este să vină natural. Deci să o faci tu involuntar. Nu să te gândești, mama, greșit regula aia, ce fac? Unde mă duc? Mm-hmm. Asta. Și să mă gândesc la un exemplu în care poți să faci o greșeală, este să... nu știu, să vorbești peste interlocutor. Poate vorbește prostii interlocutorul. Nu neapărat să-l închizi. De exemplu, dacă cineva te întrerupe, e suficient să vorbești un pic mai tare, dar să nu te oprești și să oprești el singur. Nu e neapărat să dacă e educat. Atenție. Nu, așa funcționează. Dacă vorbești în continuare, cred că îți dai seama că nu e cazul să intre peste. Este o regulă și pentru parlamentar, cred că ar trebui să o aplice. Nu știu dacă își bat tot așa capul cu detaliile astea. Cred că are nevoie de cursul de comunicare și eu sunt deschisă. Zile, să vină toți la tine! Să vină toți la mine, mă invit la Arta Conversației, sesiunea numărul 3. Da. Și ce recomand eu, una dintre regulile principale, este să fim atenți cu la lexic în mare. Lexicul are o importanță majoră atunci când comunicăm. Am primit și eu o întrebare în cadrul webinarului. Ce fac dacă vreau orice conversație să fie orientată, gen, nu știu, pe subiecte profunde? Și eu zic, păi, există niște etape care trebuie respectate totuși. Nu poți nici start să zici, ce traume ai? Okay. Deci, practic, trebuie să-l introduci în poveste. Da. E ca și cum atunci când vorbim de o negociere, nu întreb din prima, domne, cât poți să lași la preț, hai să ne așezăm. Hai să ne simțim bine, ce comandăm? Atunci am empatie, ce zici tu, să simțim bine. Asta e, deci să creezi această atmosferă plină de empatie. Cum ți-a fost ziua? Da, ai dormit bine azi noapte? Deci ești recunoscător. Pentru ce ești recunoscător astăzi, John Zin? Că nu mai plouă. Că nu mai plouă. Serios, deci asta cu ploaia. Băi, intrăm în depresie și vine Crăciunul, nu mai avem timp. Ne pun oamenii ăștia numai în casă. Există totuși ceva ce nu ar trebui să facem niciodată atunci când comunicăm? Un ceva anume, efectiv, asta e de evitat, punct. Să nu ne asumăm răspunsul pentru altcineva. Adică eu nu te întreb ce faci pentru că știu eu deja ce faci tu și nu vreau să știu. Dar pot să introduc răspunsul ca și cum, am impresia că ai avut o seară foarte bună. E bine, asta e tot o strategie, dar nu, tu nu obligi. Îl oblig să-mi dau un răspuns? Să dau un răspuns, dar oricum. Dacă nu vrea să răspundă, nu o să cer. Dar ai avut o seară bună? Păi da. Păi da. La mine orice sare e una. Am zis. Care e reacția oamenilor cu care tu lucrezi? Oamenilor care presupun că devin ușor, ușor profesioniști în arta comunicării? Îmi place în general să vorbesc despre situații specifice. O să vorbesc despre o clientă de 66 de ani care mi s-a adresat pentru că avea atacuri de panică foarte des. Și... Na, eu fiind și un mentor, pe lângă fiindcă fac parte din EMCC, sunt membru al asociației, ofer ajutor sau, nu știu, consiliere pe zona asta. Și soluția a fost doar să-și umple ziua cu ceva și să evite stările de anxietate, pentru că noi ni le provocăm. Și ce nu știm noi, dar vrem să știm despre comunicare eficientă cu noi înșine, în primul rând, este că pierdem timpul analizând situații care nici măcar nu există. Ele există doar în capul nostru. Și astfel ne provocăm niște momente inconfortabile, poate, da? Crizele și situațiile în care avem starea asta de anxietate care nu dispare. Da? Deci dacă ne scufundăm în ea, deci stăm în ea foarte mult și este foarte greu să și cer ajutor. În cazul ăsta, da?
femeia asta de 66 de ani mi s-a adresat, fiindcă nu se mai regăsea în starea asta de anxietate, doar că a devenit un reflex condiționat pe care și-l crea. Și care era întrebarea? Că încercam să fiu consecventă. Cum sunt oamenii ăștia? Cum devin ei mai buni? Cum a devenit ea mai bună? În primul rând, a înțeles că nu e o problemă că ești anxioasă, că toți au problema asta. Deci, aici intervine empatia, că toți suntem în aceeași poziție, toți trecem prin aceleași traume. Poate situațiile sunt diferite dacă le luăm cap la cap și le punem cap la cap, dar izvorul sau punctul de unde vine problema este același la toți. Că toți suntem vulnerabili, ne este frică să recunoaștem că suntem vulnerabili și așa ne scufundăm și mai mult în stările astea de anxietate, tristețe, depresie. Și ce am zis eu este să renunțe la gândurile negative, ocupându-se cu ceva. I-am zis, ai un hobby? Nu am un hobby. Și și-au luat un aparat de bicicletă și face bicicletă foarte... Foarte tare. Da, și mă sună două luni după și îmi zice, mă, Valeria, zice, am un fund. Masă de anxietate, da, am un corp. Foarte, la 66 de ani, da? 66 de ani. Și mai zic că într-adevăr au dispărut toate stările de anxietate și nu mai are tendința asta de a deveni anxioasă în situații în care nu mai știe un răspuns. Deci dacă nu știe ceva, își ocupă timpul. Deci are o agendă foarte plină. Consider că de cele mai multe ori oamenii sunt bine mersi acolo unde sunt și strâng foarte multe stări de anxietate, depresie, necazuri, traume, orice. Știu ce au de făcut ca să scape de acele lucruri negative, însă din punctul A până în punctul B, adică dintr-o zonă de confort într-o altă zonă de confort, mult mai bună probabil, e acolo o trecere rece, o trecere care nouă nu ne place. Și pot să spun chiar și despre mine, în momentul în care trebuie să fac ceva mai greu, știu că o să obțin ceva. Dar cred că trecerea aia sună ori a lene, ori a să nu fac singur sau mi-e frică, corect? Frica de obicei vine, dar cum le zic eu clienților mei, întâlnirile 1-1, avem frică față de ceva că nu știm cum funcționează. Dacă tu știi cum funcționează frica, o scap foarte ușor de ea. Dacă... Cum funcționează frica? Cum funcționează? În primul rând, dacă mi-e frică să conduc. De ce mi-e frică să conduc? Pentru că nu știu. Fac cursuri de auto și de știu cum, dispare frica, pentru că exersez. Așa scap de o frică. Deci faci lucrul ăsta chiar dacă ai frica aia. Pur și simplu înveți mecanismul. Sau frica față de COVID. În primul rând, dacă respecti măsurile, știi cum poți să iei virusul respectiv. Știi că nu există 100% certitudine că nu îl vei lua. Oricum există opțiunea asta de a avea virusul sau de a nu-l avea. Și asta, să nu te complici. Deci dacă stai cu frica asta în sân, oricum nu scapi și nu rezolvi nimic. Asta e aplicat și pe tine, bănuiesc, da? Ca să scap de probabil toate știrile negative, de 2-3 vecini care ți-au zis, băi, nu e bine, nu mai ieși din casă, nu mai pune mâna pe nimic, nu mai ai voie, spală-te de 30 de ori pe mâini, că sigur așa te protejezi de virus. A fost așa, a început prima săptămână, până am început să studiez virusul, chiar dacă în momentul ăla nu se știa prea mult despre, am învățat că se știa în momentul ăla și am făcut tot posibil să-mi creez un confort. Și mai devreme ai zis că sunt oameni care au stările astea de anxietate și depresie și ceva, dar există un pas pe care trebuie să-l facă ca să iasă din punctul ăsta. Păi zi-mi, tu mi-ai zis că era o zonă de confort, dar oare e o zonă de confort să ai tu stările astea de anxietate? E totuși călduț, e totuși călduț, nu? Nu, e comod, dar nu e o stare de confort. De fapt, tu ești la un pas de starea ta de confort și zona ta de confort. Și cum fac să ies, să ies din casă, să intru din nou în casă? Da, să te întreb în ziua aia ce vrei să faci de fapt. Și de obicei oamenii au tot felul de pretexte. Dacă aș avea 100.000 de euro, aș face asta. Și eu le recomand, dar fă și tu o listă ce ai face dacă ai avea 100.000 de euro și după aia taie suma asta și gândește ce... De fapt, lista aia poți să o faci fără suma asta. Cam așa se întâmplă. Așa să fac exercițiul ăsta, dar cred că după ce aș tăia suma respectivă, ar trebui să mă împrumut totuși la o bancă de ceva ca lumea. E una când ai dorințe strict materiale. E alta când avem dorințe, deci există vreau și există îmi doresc. Îmi doresc vine din inimă și vreau este de fapt de la creier.
Vreau să-mi doresc. Vreau să-mi doresc, altfel n-am cum. Da. Știu că tu pregătești un nou webinar, da? Și te rog să-mi spui câteva detalii ca cei care ne urmăresc, care ne ascultă acum sau mai târziu, să poată ajunge mai ușor la tine. Bine, hai să le explic că este o serie de webinarii, în primul rând. Primul a fost arta conversației în cadrul căruia am vorbit despre comunicarea verbală. În al doilea am vorbit despre comunicarea scrisă și în al treilea o să vorbim despre ascultarea activă. Pentru că asta este greșeala numărul 1. În comunicare nu ascultăm. Sau ascultăm, dar nu înțelegem. Ca la citit. Citim, dar citit. Nu am priceput ce am citit. Da. Și ca să avem puterea asta de ascultare, trebuie să ne ascultăm dorințele noastre, în primul rând. Asta noi nu știm în comunicare. Că de obicei ne proiectăm asupra oamenilor felul în care vorbim cu noi. Dacă eu pe mine nu mă ascult și nu îmi îndeplinesc și nu îmi realizez toate poftele, o să fac același lucru și cu oamenii din jurul meu. Cum ajung la tine? Ce? Cum ajung la tine? Cum ajung la mine? Da, cum? Eu mă uit la tine acum, da? Oamenii de acasă se uită la noi. Cum ajung oamenii ăștia la tine? Cum ajung la webinar? La webinar, în primul rând, mă caută pe Facebook, se uită pe site și să urmărească toate link-urile. Pentru că noi organizăm și pe Zoom, avem și live pe Facebook. Deci dacă ne urmăriți pe Facebook, cu siguranță o să găsiți detalii despre... Da, fii mai puțin timidă, mai puțin modestă. Nu, eu n-am înțeles unde trebuie să intru. Pe cuvântul meu. Pe pagina mea de Facebook, Visions of Joy. Așa, deci Visions of Joy. Visions of Joy, da. Pe site-ul valeriajanenco.ro la fel. Există o secțiune separată, Arta Conversației, unde există un link, unde... Oricum, găsiți mai multe detalii, se actualizează săptămânal. Și urmăriți-mă și pe Instagram, vă aștept și acolo. Stai că n-ai scăpat. Vreau să-mi spui un mentor, o persoană importantă din viața ta, care e un soi de echilibru pentru tine. Este un coleg din cadrul asociației, Vlad Dutescu, care mai nou m-a ajutat să primesc și o certificare în NLP. Tot este o tehnică care studiază tot ce înseamnă zona asta cognitivă. E o combinație între terapie, psihologie, care este foarte utilă atunci când faci coaching. Practic, îți impune niște reguli etice pe care trebuie să le respecti. Și de la Vlad am învățat în primul rând ce înseamnă crearea unui spirit de echipă, pentru că atunci când vorbim de coach, ieșim foarte mult ego. E o echipă care, da, dacă suntem, sunt toți cu dezvoltare personală. Deja sunt dezvoltați personal pe toate planurile, n-am nevoie de nimic. Și dacă e o comunitate unde toți deja au ajuns într-un punct oarecare, parcă se pare că nivelul lor de conștiință e deja mult mai prea înalt. Știi? Și el, având de o experiență foarte mare în domeniul respectiv, îi sună foarte simplu și mă inspiră prin felul lui de a fi, de a vorbi de la om la om și de a fi prezent în orice moment. Suntem foarte aproape de final. Spune-mi o carte care pe tine te-a inspirat, care te inspiră. Conversații cu Dumnezeu. Bun. De Walsh, dacă ați citit. Zine și de ce îți place cartea asta. De ce o recomand? Sunt foarte aproape de mindset-ul pe care îl are Walsh. Cred că în momentul în care eu am fost deja operată pe coloană și aveam nevoie de empatie, la fel, cred că am ajuns și eu la credință, așa cum a ajuns și el într-o situație de criză. Și cam asta ar fi. Te-ai de la mine să vezi dacă notezi ceva acum. Da, da, notam că ăsta e finalul, Valeria. Mă dacă e plus sau minus. Avem și plusuri aici, foarte multe. Mulțumim din suflet pentru prezența în podcast. Mulțumim pentru sfaturile care oricum au fost pe scurt. Recunosc că e greu să învăț totul dintr-o singură sesiune de podcast de genul ăsta. Doamne ajută, cu mare, mare drag. Și așteptăm și pe cei care ne urmăresc să te caute pe internet, să te găsească și să te întrebe mai multe lucruri. Mulțumim și vouă celor care a stat cu noi până la finalul acestui podcast. Și mă gândeam că în timp ce stăm uneori în tăcere și atunci comunicăm. John, să ne auzim și lunea viitoare de la 13. Numai bine!